Vine primăvara, așadar trebuie să începem tratamentele pentru pomi, pentru plante și avem nevoie de pulverizatoare. Pentru voi am astăzi modelul Ruris RS 2000, un model pe care l-am văzut în anii trecuți. Am ales să vi-l mai prezint încă o dată pentru că de când l-am filmat prima dată, tatăl meu își face foarte bine treaba cu el și zic că merită să-l vedeți îndeaproape pentru că în prezent există și kituri de accesorii pentru cei care îl aveți de mai multă vreme. Pulverizatorul probabil deja îl cunoașteți foarte bine, este varianta de 20 de litri, mai există o variantă la Ruris ceva mai mică, 16 sau 18, nu mai știu sigur, și este un pulverizator foarte apreciat în rândul utilizatorilor pentru că are dublă funcție. Este și cu funcționare manuală, dar și cel mai important, zic eu, funcționarea electrică. La o scurtă apăsare de buton, el deja pulverizează. În interior avem un acumulator de 12 V cu 8 amperioră. Haideți să vedem cu ce vine în pachet acest pulverizator. Vine livrat în această cutie. În interior o să mai găsiți manual de utilizare și încărcătorul. Și bineînțeles foarte multe diuze. Pe noi ne-a prins ploaia în timp ce îl testam, așa că sunt puțin ude. Preferata mea și cea mai recomandată pentru cartofi din punctul meu de vedere este aceasta. O lance de pulverizare, o diuză cu 3 zone de pulverizare, ce se montează foarte simplu aici în partea din față, în locul celei standard. După cum vedem, tija și elementele sunt din alamă. Asta înseamnă că o să reziste foarte bine în timp. De fapt, trebuia desfăcută de tot și exact aici se montează. Să aveți în vedere faptul că trebuie să aibă garnitură. În pachet găsiți în pungă și mai multe garnituri. Pe aceasta o strângem foarte bine aici, după care o ghidăm în poziție. Putem să desfacem lancia dacă ne dorim și să o prelungim. Poate să ajungă la 1,20 m dacă nu greșesc. O punem în poziția dorită, după care o strângem. După cum putem observa, avem 3 zone de pulverizare care merg foarte, foarte bine la cartof pentru că acoperă foarte bine tufa și dintre cele două rânduri, de exemplu, putem să ajungem și la celălalt, practic putem să mergem cu 4 rânduri odată dacă folosim această diuză. În pachet mai găsim, bineînțeles, și altele pentru stropit la înălțime, de exemplu, se folosește și aceasta, este o diuză simplă cu 4 zone de pulverizare. Pentru dat florile, de asemenea, putem să folosim pe aceasta, este tot o diuză simplă, dar cu 8 zone de pulverizare. Avem o diuză dublă și încă una simplă de rezervă aici, iar în pachet, bineînțeles, mai găsim multe garnituri pe care le putem folosi pentru a bloca, bineînțeles, și pentru a sigila foarte bine conectorii. Dacă vrem să folosim pompa în regim electric, cablul de conectare o să fie montat aici, în partea de jos a bazinului, unde putem observa și un voltmetru ce ne indică starea de energie din acumulator, roșu, portocaliu și verde, verde când este încărcat la maxim, UFA pentru încărcare aici. Iar aici avem comutatoarele de pornire. Avem modul de funcționare clasic, când acest buton este în poziția 1, funcționează la presiunea maximă între 0,2 și 0,4 MPa, iar aici avem și un variator de presiune. Dacă vrem să folosim variatorul, poate că nu vrem să consumăm foarte multă soluție, atunci oprim din butonul roșu și învârtim pur și simplu de variator. O să pornesc acum pompa, cred că o puteți auzi și în funcție de cât de tare învârt, exact așa pulverizează. Putem observa și pe lancie, aceasta ar fi treapta minimă, după care putem să creștem. Până la presiunea maximă. Aici avem maneta de control, care este și blocabilă. Eu am montat deja furtunul aici, normal această clemă rămâne în partea de jos, astfel o să putem și bloca în această poziție cu această clemă, dacă nu vrem să o ținem cu mâna, dar se poate ține foarte, foarte ușor. Aici putem observa și presiunea, care în repaus este undeva la 4,55 bar, iar în utilizare continuă, cu duza triplă, la putere maximă, de fapt, stați să văd, acum este puterea maximă, la presiune maximă avem constant 3 bari în funcționare,
cu diuza aceasta care consumă și cel mai mult, bineînțeles. În funcție de diuzele pe care le folosim, presiunea poate să varieze, dar oricum este o presiune foarte, foarte bună. Haideți să înlocuim și diuza. O să punem diuza aceasta dublă din plastic. Și bineînțeles să-i facem și un test, o rotim în poziția dorită, o să și extindem puțin tija. După cum putem observa, avem aici gura de alimentare, în interior avem bineînțeles o sită, o sită destul de fină prin care putem să filtrăm soluția pe care o introducem, astfel încât să protejăm bineînțeles diuzele și pompa. Iar aici avem sistemul manual. Dacă vrem să folosim pompa în regim manual, desfacem acest șurub din capul pompei, iar aici o să conectăm furtunul. Bineînțeles, acest capac îl luăm de aici și îl montăm în partea de jos, astfel încât să nu curgă apa prin partea de jos. Foarte, foarte ușor de folosit. Avem aici un suport și pentru lancie, atunci când vrem să-l depozităm. Și bineînțeles, rezervorul este construit dintr-un plastic destul de rezistent. Are și un mâner aici în partea de sus ca să-l putem transporta. Greutatea lui fără lichid în interior este undeva la 5 kg, cu tot cu lichid, bineînțeles, 20 plus 5, 25 de kg pe spate. Nu este cel mai ușor, dar bretelele pe care le are sunt buretate aici la umăr, iar pe spate are un plastic perforat menit cumva să ofere mai mult confort în utilizare. Bretelele sunt detașabile, după cum ați putut observa. Exact așa stă pe spate, iar acum să verificăm cablul în poziția dorită. Este puțin rigid acum pentru că este destul de frig afară momentan. Eu o să-l țin așa și haideți să facem un test cu această diuză dublă. Așa arată pulverizatorul luat în spate, destul de confortabil aș putea zice, nu simți greutatea cu el. Furtunul suficient de lung, astfel încât să poți să stai și cu mâna întinsă dacă e cazul și poți să ajungi la o înălțime de aproximativ 4 metri, plus pulverizarea se poate utiliza cu ușurință și la copaci de mici dimensiuni. Iar această tijă nici nu este extinsă la maxim în acest moment, dar ați prins ideea, undeva la 4 metri înălțimea corpului plus lungimea tijei, putem să ajungem cu ușurință, după cum vedem aici, și putem stropi și la înălțime. După cum puteți observa, chiar și la copăcei de genul acesta putem aplica tratamentele foarte, foarte ușor, în doar câteva minute. E bine să știți și autonomia pe care o are acest pulverizator. Cu un acumulator încărcat la maxim poate să funcționeze între 4 și 5 ore de funcționare continuă. Asta s-ar traduce probabil prin multe rezervoare. Un rezervor îl termină în aproximativ 7 minute cu diuza care consumă cea mai multă soluție și la puterea maximă. Așadar, vă dați seama că puteți consuma aproximativ 100 de litri pe puțin de soluție. Eu zic că este suficient pentru că se încarcă și destul de repede și în cazul în care mergeți la câmp și nu vă ajung cele 4 ore cât aveți de pulverizat, avem și variantă manuală și atunci putem să continuăm activitatea și așa. Când vrem să-l dăm jos de pe spate, treaba e destul de simplă. Eu îl țin cu mâna de o bretea, o desfac pe cealaltă pentru că este detașabilă, după care îl iau pur și simplu așa și îl pun pe masă sau jos. Pe masă e mai ușor de obicei pentru că nu mai trebuie să te și apleci cu el. Se poate și opri și este gata. Am făcut operațiunea de pulverizare, am făcut tratamentul. Vă recomand să nu lăsați lichid în el. Dacă l-ați oprit de tot, să apăsați de câteva ori pe manetă ca presiunea din interior să se elibereze, să nu stea pompa în presiune. Scade de obicei cam la un bar sau dacă o ține mai mult apăsată chiar și la zero. Așadar, acesta este pulverizatorul RS2000 de la Ruris. Așteptăm părerea voastră jos în secțiunea de comentarii. Scrieți-ne cum vi se pare acest pulverizator de la Ruris, iar dacă l-aveți, scrieți-ne cum se comportă după un timp mai îndelungat de utilizare. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu ezitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!